Sunt emoții în plus în momentul în care joci în orașul unde ai învățat handbal? Bineînțeles că sunt emoții și amintiri de... Am jucat aici pentru 7 ani în cariera mea și mă bucur că m-am reîntors de după mult timp în orașul meu. Cum privești campionatul european? Este o mare provocare pentru noi. Luptăm să luăm un loc mult mai bun decât acum 2 ani și să facem o impresie bună. Ce te-a învățat Cristina Neagu la echipa de club și vei aplica la echipa națională? M-a învățat că trebuie să am ambiție în orice joc și la antrenament și în orice fază și că trebuie să fie ambițioasă, indiferent de situație. Ce ar însemna pentru tine să fii colegă cu ea la Olimpiada din 2024? Ar fi foarte mult, este mult de muncă până acolo, dar să sperăm că o să ajung și în postura. Atunci ar însemna o medalie la acest campionat european. Este unul dintre obiectivele noastre și sperăm să ne întoarcem cu ea de la european. Ce trebuie să faceți pentru asta? Să luptăm foarte mult și să ne dorim, să avem ambiție.